Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni, la un minunat nou episod de Minecraft, fraților. Astăzi suntem din nou pe această minunată hartă, din câte vedeți, și plănuiam să mergem pe acele insule de acolo, să vedem ce mai putem să găsim. Am luat câteva blocuri înainte să încep episodul, au spart pe aici casa lui ăștia, și am mai spart puțin din fântână de pe aici și cred că o să mai iau câteva blocuri, dacă pot și eu de aici. Na, ca să avem blocuri, să nu ne mai chinuim. Și mă gândeam deja să ne facem un topor sau ceva de genul ăsta, ca să avem și noi aici, să nu avem nicio problemă. Asta e așa. Na, n-am niciun topor, de fapt, stai. Nu pot să ies! Ăla-i. Ok, perfect, bun. Na, hai să facem și noi un topor. Ok, din păcate o să ne facem un topor de piatră, pentru că nu mai avem iron și, da, cam asta este. Ok, avem și niște dirt, hai să mai luăm și dirtul ăsta de aici. Bun. Și o să tai și copacii ăștia ca să mai avem câteva blocuri în plus, să nu ne chinuim pe aici. Bineînțeles, fraților, nu uitați să lăsați și pe acolo un like și nu uitați că aveți în descriere și canalul meu de vlog și Instagramul meu. Ok, hai că am luat destul lemn, cred că o să ne ajung, adică hai că avem ceva blocuri aici. Bun, ok, o să mergem prin partea asta sau... Oare dacă urc mă ajută mai mult? Că după aia aș putea direct să sar acolo, da. Ar fi o idee. Stai că nu vreau să pic de aici. Ok. Bun, și mergem din partea asta. Na, ca să nu mai irosim aici blocuri, pentru că, bineînțeles, nu trebuie să irosim blocuri aici. Nu prea mai am mâncare. Asta e destul de nașpa. Da, mă rog, acum dacă murim, nu e nicio problemă, nu pierdem absolut nimic. Stai, nu sunt mobi pe aici? Bă, din ce văd, nu. Nu știu ce e chestia asta, dar am găsit aici un chest cu o sabie, cu un bloc de iron, de fapt două blocuri de iron, ceva obsidian, două diamante, perfect. Deci fix ce-mi trebuia. Ok, hai că am găsit ceva chiar bun aici. În rest, nu știu dacă mai e ceva interesant pe harta asta. Nu, no, din ce văd, nu. Ok, hai că am mai luat niște blocuri, perfect. Insula asta chiar ne-a dat niște iteme chiar bune. Ok, bun, hai să mergem pe insula aia cu jumate nether, jumate lumea normală. Nu prea am viață. Deci trebuie să avem și noi puțină grijă. Sau eventual să primim și noi niște mâncare. Adică zic și eu, chiar aș avea nevoie de niște mâncare, na. Trebuie să pe aici n-am... Nu, n-am nimic de mâncare. Ok, bănuiesc obsidianul ăsta ar trebui să-l țin. Și poate aici mai găsesc niște bucăți de obsidian, ar fi ceva. Ok, din ce în ce mai puține inimi, până la urmă o să murim. De fapt, cred că o să țar eu în voi după aia ca să nu... Nu știu de ce am spart pe aici. Că dacă spărgeam lemnul ăla, gen, mai luam și eu niște blocuri. În fine, bun, avem aici portalul cu destul obsidian, cât să-l facem, de ce bine. Deci bănuiesc că putem să mergem și în nether. Văd că e un cap de wither aici. Și cred că din nether o să trebuiască să mai au încă două, probabil, sau... Sau poate sunt ascunse pe aici, cine știe. În fine, în orice caz, cam degeaba, că nu putem să mergem acum, pentru că nu am târnecopul la mine. Deci, da, e destul de nașpa. Ok, o să facem o chestie atunci. O să sărim în void. Bun. Ca să murim, din fericire, nu pierdem absolut nimic. Ok. Și vreau să văd... asta că eu am dormit aici data trecută. Și o să mă tot spawnez aici. Deci trebuie cumva să mă întorc pe insula, pe prima insulă, practic. Ok, stai așa. N-aș și unde n-ai pe prima insulă. Pe undeva prin partea asta, ok. Nu-i problemă. Nu-i problemă, ne descurcăm noi. Stai așa. Hai să nu mai erosesc eu blocuri. Și să sparg de aici, așa, perfect. Și o să pun tot blocurile astea ca să urc. Ok, ca să nu mai erosim blocuri, că... Mă, chiar n-are rost, adică să fim serioși. Bun, bănuiesc că trebuie să urc pe aici prin apă și da, hai că măcar nu sunt foarte departe, deci nu o să ne ia mult să ne întoarcem. Vreau să văd dacă mai am diamante, cât să-mi fac și un târnăcop de diamant. Adică mai trebuie practic un diamant, nu, să am și eu acolo un târnăcop de diamant. Să putem să luăm și noi obsidianul. Ok, avem aici destule diamante. O să fac doar un târnăcop și... de fapt, mai bine țin toate chestiile cu mine. Ok. Ca să nu mai trebuiască să mă întorc eu pe aici, că... Na, facem drumuri aiurea. Bun, am crezut că mor. Ok,
Deci, ne facem un târnăgop de diamant. Perfect. Și mergem să luăm obsidianul de acolo. Și asta e. Am nevoie și de un flint. Ok, cred că pot să iau de aici. Stai. De pe insula asta la săteni. Da. Bun. Hai să luăm și un flint de aici. Sper să nu trebuiască să sparg eu foarte mult de aici. Ah, ok. Hai că am avut noroc, perfect. Stai că n-am aruncat din greșeală. Așa, bun. Ok. Și ne întoarcem pe insula aia cu Nether și să vedem ce se află în Nether. Sunt curios dacă sunt insule și acolo, ar fi destul de interesant. Dar da, hai să vedem. Dacă trebuie să nu mor. De ce presim că o să mor acum? Stai. Ok, n-am murit, bun. Încă suntem în viață, e bine. E super, stai. Mai bine sparg eu pe aici. De fapt, sparg așa două blocuri. Ca să știu că nu... Na, nu pic deodată brusc. Ok, bun. Bun, stai. Ok, cobor aici, perfect. Și sărim în apă, bun. Ca să nu mor, perfect. Ok, mai avem două blocuri. Păi stai așa, mai trebuie... Aici. Ok, și să iau blocul ăsta și să îl pun în cealaltă parte. Și gata, putem să mergem în Nether să vedem ce se află pe acolo. Ok, cam nașpa că n-avem nu știu ce târnăcop acum. Și sparge mai greu, dar nu e nicio problemă. Bun. Ok, iron și flint. Ok, am făcut două, nu contează. Mergem în Nether să vedem ce se află acolo. Ar fi destul de interesant să fie ceva insule pe acolo. Dar bănuiesc că măcar un chest ar trebui să găsesc, având în vedere că n-am găsit pe insula asta. Totuși. Ok. Aparent, Nether-ul este normal. Adică nu e nimic nimic special pe aici. Și am lag destul de nașpa. Stai așa să facem de chestia asta. Ok, acum cred că n-ar trebui să mai am lag. Mă rog, da. Bun, din ce văd nu este absolut nimic aici în Nether. Deci cam degeaba am venit aici. Și tot aud un ghest, așa că o să ne întoarcem în lumea normală. Asta e, aparent Nether-ul e unul normal. Mă rog, poate o să trebuiască să luăm ceva de pe acolo. Poate e o fortăreață pe aproape, cine știe. Dar momentan vreau să mă duc pe celelalte insule să vedem ce mai găsim pe aici. Și văd că se întunecă și noi avem pat. Așa că o să dormim, bineînțeles. Și după aia cred că pot să și sar în void ca să am viață full. Mă rog, mai am două inime, adică... Da, cred că mai bine sar eu în void pur și simplu și... Na, să avem și noi viață full. O să ne spawnăm tot aici pe insula asta. Perfect, luăm și patul. Ok. Și acum putem să plecăm de aici să vedem... stai să văd, pe ce insule nu am mai fost. Ok, trebuie să urc pe aici. Bun. Ok, perfect. Deci, în partea aia ar trebui să mergem și văd că avem ceva de urcat, așa că cred că o să urcăm pe aici. Ok, stai că am un bloc aici deasupra capului. Perfect. Bun. O să mă uit și o să văd care e mai aproape. O insulă mai aproape de noi, așa ca să nu ne ia jumătate de oră până ajungem acolo. Prin partea aia nu prea am fost. Acolo nici măcar nu văd ce e. O insulă cu capul în jos? Aparent da. Ok. Nici măcar nu știu pe care să mergem. Pe insula asta cu calul am putea să mergem eventual să vedem ce mai găsim noi pe aici. Ok, dar hai să ne întoarcem prima dată. Mă rog, oricum văd că am fost pe majoritatea insulelor. Deci am văzut cam tot ce era pe aici. Dar hai să mergem totuși în partea asta să vedem, poate mai găsim ceva pe aici, cine știe. Adică chest-ul cel mai probabil ar trebui să mai fie. Bine, pe insula asta cu calul nu cred. Asta e, aici am fost. Văd că am spart pe aici, deci bănuiesc că am fost, da. Ok, am mai fost pe aici. Bine, hai să vedem. Cred că trebuie să merg mult încolo. Cam asta e faza. Ok. O să mergem pe aici. Sau pe insula asta de jos am fost? Acolo. Nu cred. Hai să mergem să vedem. Mă rog, m-am pus aici blocurile.
Oare pot să sar eu până acolo? Nu cred. Hai să nu... Să nu riscăm, adică totuși. N-are rost, ce să mai... Perfect, de aici pot să sar lejer. Ok, în partea asta din ce văd nu am fost. Deci hai să vedem ce se află și pe această insulă. E o vacă aici. Ok. Ceva, un chest ascuns. Ar fi super. Dar din ce văd, nu? Da, cred că am fost pe majoritatea insulelor. Episodul următor, fraților, o să mergem și pe insulele astea de aici, să vedem ce mai e pe acolo. Și cred că în mare am terminat cam toată harta. Da, aici o să încheiem acest episod. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți voi pe acolo. Nu uitați că aveți în descriere și canalul meu de vlog. Și da, toate cele bune, ne auzim data viitoare. La revedere, pa, pa!